Salut! Eu sunt Kevin de la Transforma44.ro, iar astăzi vom face un unboxing la marchiza de 270 de grade, varianta cu LED. Avem grijă să nu tăiem produsul, ci doar cutia. Frumos protejată în bubble wrap, cum v-am obișnuit cu ambalajele de la Overlander. Pe capete vom găsi acele două profile L-uri cu care v-am învățat de la modelele anterioare. În schimb, vom vedea că acesta este un pic mai lung, baza care vine prinsă pe mașină, despre care, dacă v-ați uitat la episoadele anterioare, știți că vom sări peste pasul cu montarea lor, pentru că noi deja le avem sudate pe mașină de ani de zile. Dar veți vedea că a apărut o întăritură, plus baza este mult mai lungă, pentru că această marchiză este un pic mai grea decât modelul anterior. Continuăm prin desfacerea bubble wrap-ului cu foarte multă răbdare, cu cuțitul. După care ne facem puțină curățenie la locul de muncă. În cutie vom găsi săculețul cu accesorii, cablul de alimentare de la LED-uri, 1, 2, 3, 4 corzi de întindere. Vedem un sistem nou pentru întindere, clasicile chei de 10 și 13, plus 4 plăcuțe metalice care vin prinse frumos sub talpa acestui L. Dacă avem funii, bineînțeles că avem și cuiele de ancorare. Desfacem frumos punguța cu șuruburi, unde avem 8 șuruburi lungi și șuruburi scurte. Vedem imediat fiecare șurub unde vine montat. Pentru că am zis la începutul clipului că vom sări peste partea cu L-ul, cu montarea L-ului pe mașină, vom trece la montarea șuruburilor pe marchiză. Din nou, foarte important, înainte de a monta șuruburile, ne uităm după logo-ul Overlander și încercăm să nu-l punem cu capul în jos, pentru că nu vom putea monta marchiza cu picioarele în sus. Așa că foarte mare atenție la acest lucru. Dacă la modelele anterioare v-am obișnuit să introducem șuruburile pe capăt, de data aceasta avem un lăcaș frumos pe capătul marchizei de către fața mașinii, unde introducem rând pe rând 4 șuruburi scurte sus, 4 șuruburi scurte jos. Pentru următorul pas ar putea să aveți nevoie de încă o persoană să vă ajute, pentru că v-am zis, e un picuț mai grea. De data asta l-avem pe Alex. E foarte ușor, Alex. Nu, mai în spate. Mai în față trebuie. Mai în spate un pic. Mai las un pic jos. Bun, poți să-i dai drumul. După ce am strâns șuruburile, putem să o deschidem. Dăm prelata peste, desfacem cele 3 scaiuri și desfacem rând pe rând fiecare picior până vedem cum funcționează. Am uitat un mic detaliu. Mare parte dintre clienți sau potențial clienți au întrebat dacă nu avem și variante mai mici, pentru că până acum modelul de 270 de grade se găsea doar la lungimea de 2,50. Această marchiză are 2 și 10 lungime, tocmai pentru a fi compatibil cu mai multe mașini, mai puțin cu a noastră. Noi, având prinderile pentru marchizele de 270 de grade de 2 metri jumate, avem prinderile un pic prea în față. Am spart? N-am spart. Trebuie să montăm profilele L, despre care v-am zis la începutul clipului că nu le montăm. Am montat tălpile incluse în pachet. Acum avem 4 în loc de 2. Cât mai în față, încât perfect, perfect. Așteaptă un pic. Și cum stai cu umerii, Alex? Poți să-i dai drumul. Marchiza este sus. Rămâne doar să o deschidem. Ridicăm husa de protecție peste marchiză. Deschidem cele 3 curelușe care este prins materialul și pornim cu primul picior în jurul mașinii.
până când probabil ne vom lovi de ușa de la garaj. Continuăm deschiderea marchizei și nu uităm să verificăm frumos pe capăt, pentru că avem întinzătorul pe care vom avea nevoie pentru a bloca marchiza în poziție deschisă. Prindem frumos cu acest cârlig marchiza. Ce sunet frumos! Iar autoblocatorul pe care îl prindem de unde vrem noi de mașină ne asigură că marchiza este întinsă perfect. După ce am întins-o, putem rând pe rând să desfacem fiecare picior de susținere. Chiar dacă marchiza este o marchiză cu autosustinere, noi recomandăm întotdeauna să folosiți picioarele indiferent de situațiile și condițiile meteo de afară. Tragem frumos marginile peste picioarele marchizei, pentru că ce urmează acum este accesoriul opțional pe care îl puteți achiziționa la această marchiză, și anume pereții care vin prinși cu fermoară. Ta-dam! În interiorul husei de la pereți vom găsi, cum v-am obișnuit, cuiele de ancorare. Nu reușesc! N-am tras, așa e rău. Mulțumesc, de aici mă descurc și eu. Cuiele de ancorare, 10 la număr. Facem un mic tutorial imediat despre cum vine ancorată marchiza. Nu, de aici începem, că ăsta nu mai are margine. Căutăm fermoarul, căutăm capătul care nu mai are alt fermoar pe capăt. Pentru că, după cum vedeți, la acest model, fiecare perete este individual și rămâne la alegerea dumneavoastră pentru a observa dacă folosiți toate picioarele. Da, asta nu-i capătul. Le lipește ale două? Da. Bine. Rămâne la latitudinea dumneavoastră dacă folosiți toți pereții sau nu, sau odată ce l-ați montat prima dată, puteți să rămâneți cu pereții legați cu fermoarul unul de celălalt. Ta-dam! Unim și ultimii doi pereți. Și sigilăm frumos complet marchiza. După care, după cum vedem, principalul avantaj al pereților detașabili unul de celălalt este faptul că, având o singură intrare, putem să stabilim noi pe care parte ne opunem. Odată ce am stabilit formatul, să zic așa, ideal setup-ului nostru, pereții pot rămâne în permanență în acest format. Deschidem frumos intrarea să vedem și micul spațiu privat pe care ni l-am făcut înăuntru. Marele plus adus la această marchiză, pe lângă dimensiunea redusă, care zice că nu e neapărat un plus, ci că e un minus, dar este un plus pentru că poate fi montată pe mult mai multe modele de mașini. Dar marele plus a acestei marchize, benzile LED. Desfacem căpăcelele, introducem în fiecare picioruș câte un cablu de alimentare, iar la o priză auto sau la o baterie externă ne putem lega cu ușurință, pentru că avem un capăt USB. Odată ce avem curent, ni se aprinde becul albastru, apăsăm butonul de power, s-a stins becul albastru, iar acum suntem liberi să decidem ce culoare vrem la oricare dintre cele trei brațe. Această lumină poate fi dimată, poate fi dată la maxim, fiecare buton reprezintă culoare caldă sau rece, dacă vrem cald sau dacă vrem rece, sau dacă vrem o culoare mixtă, le putem aprinde pe ambele. Acestea fiind zise, am încheiat încă un review cu succes. Marchiza 270 de grade cu LED. Eu am fost Chivi de la Transuma44.ro. Mulțumesc că m-ai urmărit până acum. Dacă ai întrebări despre acest produs sau oricare alt produs,
Nu ezita să ne lași un comentariu în secțiunea de comentarii sau te așteptăm cu un mesaj privat, cu un apel telefonic, cum dorești tu să ne contactezi. Iar până episodul următor, nu uita like, share and subscribe.